Evanghelia după Matei, capitolul 20, de la versetul 1 la 16 inclusiv. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Fiindcă împărăția cerurilor se aseamănă cu un gospodar care a ieșit dis de dimineață să-și tocmească lucrători la vie. S-a învoit cu lucrătorii cu câte un leu pe zi și i-a trimis la vie. A ieșit pe la ceasul al treilea și a văzut pe alții stând în piață fără lucru. Duceți-vă și voi în via mea, le-a zis el, și vă voi da ce va fi cu dreptul. Și s-au dus. A ieșit iarăși pe la ceasul al șaselea și al nouălea și a făcut la fel. Când a ieșit pe la ceasul al 11-lea, le-a zis pe unii stând în piață și le-a zis: de ce stați aici toată ziua fără lucru? I-au răspuns: pentru că nu ne-a tocmit nimeni. Duceți și voi în via mea, le-a zis el, și veți primi ce va fi cu dreptul. Seara, stăpânul vie a zis spravnicului său: cheamă pe lucrători și dă-le plata, începând de la cei de pe urmă până la cei din tâi. Cei din ceasul al 11-lea au venit și au luat fiecare câte un leu. Când au venit cei din tâi, socoteau că vor primi mai mult, dar au primit și ei tot câte un leu de fiecare. După ce au primit banii, cârteau împotriva gospodarului și ziceau: aceștia din urmă n-au lucrat decât un ceas și la plată i-ai făcut deopotrivă cu noi, care am suferit greul și zăduful zilei. Drept răspuns, el a zis uneia dintre ei: prietene, ție nu-ți fac nicio nedreptate. Nu te-ai tocmit cu mine cu un leu? Ia ce se cuvine și pleacă. Eu vreau să plătesc și acestuia din urmă ca și ție. Nu pot să fac ce vreau cu ce al meu? Ori este ochiul tău rău, fiindcă eu sunt bun? Tot așa, cei din urmă vor fi cei din tâi și cei din tâi vor fi cei din urmă. Pentru că mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Amin. Vă invit să ocupa locurile pe bănci, frați și surori. Stimați ascultători, în această dimineață avem în fața noastră, în textul care s-a citit, o pildă. Există multe pilde, multe parabole pe care oamenii le fac în lumea aceasta, dar în Biblie găsim scrise pildele Domnului nostru Iisus Hristos, care sunt unice, nu au egal, nu există termen de comparație pentru ele, din două motive. În primul rând, pentru că sunt povestiri scurte care folosesc elemente, detalii din viața care ne înconjoară și prin ele ne sunt transmise valori dumnezeiești, valori din lumea lui Dumnezeu. Sunt niște ferestre care ne fac să înțelegem lumea lui Dumnezeu, felul cum se comportă El. Și al doilea motiv pentru care pildele acestea sunt unice, pentru că au un mesaj profetic. Există mulți profeți în lumea noastră. Nostrodamus este unul care a trăit în urmă cu câteva sute de ani și oamenii tot studiază profețiile lui și le tot aplică de fiecare dată când li se pare lor că se potrivesc. Prima dată au înțeles din profeția lui Nostrodamus că Hitler ar fi anticristul, omul fără de legii. După aia au dedus că nu a fost Hitler, că este Saddam Hussein atunci când a trăit de el. S-a dus și Saddam Hussein și acum o să găsească ei altul. Dar pildele Domnului nostru Iisus Hristos au un mesaj profetic pe lângă mesajul practic. Motivul pentru care Iisus a vorbit în pilde, în primul rând, a fost ca să răspundă acuzațiilor false care i s-au adus. Și a dat un exemplu prin pildă. De exemplu, găsim scris lucrul acesta în Evanghelia după Luca, capitolul 15, versetul 1 și 2. Cuvântul Dumnezeu spune așa: toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Farisei și cărturarii cârteau și ziceau: omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Dar el le-a spus pilda aceasta. Deci, ca să răspundă aceste acuzații,
și să le explice fariseilor și călturarilor de ce stă el la masă cu vameșii și păcătoșii, le-a spus cele trei pilde ale pierderii. Prima pildă este când dintr-o sută de oi s-a pierdut o oaie și oaia pierdută a avut valoare, pentru că spune Biblia că păstorul s-a dus și a căutat-o și a găsit-o. A fost o pierdere de 1%, 1%. Apoi, următoarea pildă este că din 10 bănuți s-a pierdut unul. Și femeia care l-a pierdut a făcut o curățenie în casă până l-a găsit. Pierderea a fost de 10% de data aceasta. Dar s-a găsit, s-a recuperat. Și apoi este pilda fiului risipitor, în care pierderea a fost de 50%. În care unul din copii a unui tată a plecat, dar s-a întors înapoi. Și toate pildele exprimă bucuria regăsirii oii, a bănuțului sau fiului care s-a întors. Deci Iisus le-a explicat prin aceste trei pilde că motivul pentru care El stă cu păcătoșii și cu vameșii la masă e pentru că ei au nevoie de iertare, ei au nevoie de mila lui Dumnezeu, ei au nevoie de harul lui Dumnezeu. Un alt motiv pentru care Iisus Hristos a spus pilde a fost ca să corecteze anumite concepții, anumite învățături greșite pe care oamenii și le-au format. Așa este pilda de față. Ea are un cuvânt de legătură, spune, fiindcă, de aceea, pentru că, lucrurile care s-au discutat mai sus, în capitolul 19, trebuie explicate, le-a spus pilda aceasta cu gospodarul sau cu stăpânul viei. Pildele de corectare prin care se îndrepte o atitudine greșită, o direcție greșită, este, de exemplu, pilda vameșului și a fariseului, care amândoi s-au dus la templu să se roage. Este o pildă prin care Iisus Hristos explică că fariseul a avut o atitudine greșită acolo și s-a dus pentru că a avut o atitudine greșită, a mers degeaba în ziua aceea la templu. În această dimineață, Iisus Hristos a vrut să corecteze două concepții greșite pe care și le-au format ucenicii. Prima a fost din discuția pe care Iisus a avut-o cu tânărul bogat. O găsim scris în capitolul 19, versetul 16. Spune Biblia că a venit un tânăr bogat, deci era tânăr, era bogat și era și intelectual, la Domnul Iisus Hristos și a spus: ce bine să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și Iisus i-a spus: să păzești poruncile. Și el a întrebat: care? Care sunt poruncile? Care trebuie păzite? Și observați dumneavoastră că Iisus nici măcar nu spune cele 10 porunci toate și nici nu începe cu prima: să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată puterea ta. Și spune să nu prea curvești, să nu furi, să... Și în final spune să iubești pe semenul tău ca pe tine însuți. Și tânărul deja se vede în împărăția lui Dumnezeu și spune, și are viața, să consideră deja cu viața veșnică în mâini, și spune: pe toate acestea le-am păzit din tinerețea mea, cu strictețe. Am fost foarte serios în ceea ce am făcut. Și Iisus se spune: încă nu ai prins viața veșnică. Mai ai de făcut un singur lucru. Dovedește că ceea ce ai spus este adevărat. Vinde ce ai, împarte la săraci și apoi vino și urmează-mă. Cu alte cuvinte, iubește-L pe Dumnezeu cu toată inima ta, cu toată puterea ta. Și Dumnezeu acesta pe care tu trebuie să-L iubești sunt eu, eu sunt Fiul lui Dumnezeu, spunea Iisus. Și spune Biblia că tânărul a plecat foarte întristat și Iisus a făcut acolo o afirmație care i-a șocat pe apostoli. I-a spus: foarte greu va fi pentru un bogat să intre în împărăția lui Dumnezeu. Fraților, să nu înțelegeți greșit, că nici un bogat nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Și bogații și săracii au nevoie de harul lui Dumnezeu ca să intre în împărăția lui. Dar oamenii care se țin cu mâinile încreștate de bogăția lor, este foarte greu ca să intre în împărăția lui Dumnezeu. A fost Zacheu, care în momentul în care s-a întâlnit cu Iisus, el și-a deslestat pumnii și a spus: Doamne,
El era tax collector. Noi spunem mai marele vamișilor, cum este la noi șeful IRS-ului, nu, care colectau taxe. El a spus: Doamne, pentru că ai intrat în casa mea jumătate din ceea ce am dau la săraci. Dacă am nedreptătit pe cineva și am nedreptătit el mulți, le dau înapoi de 4 ori. Doamne, pentru că am înțeles că Tu ești cel mai de preț, dar cea mai valoroasă investiție. Și atunci apostolul Pavel a prins firul, apostolul Petru a prins imediat firul și a spus: Doamne, dacă așa stau lucrurile, noi am abandonat tot și Te-am urmat. Ce răsplată vom primi? Practic, care e prețul? Cum arată comoara pentru care omul ăsta trebuia să vândă tot ce are și să vină să te urmeze? Și Domnul Iisus Hristos nu le vorbește prea mult de răsplătire, le spune că o să primească răsplată și transferă discuția de la răsplătire la slujire și la responsabilitate. Și le dă pilda aceasta, pilda lucrătorilor în vie. Acum este foarte clar pentru noi toți că gospodarul sau stăpânul vie îl reprezintă pe Domnul Iisus Hristos. El cheamă oamenii în lucrare, așa ne spune Evanghelia după Matei, capitolul 9, versetul 38. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrător la secerișul lui. Deci gospodarul cel bun sau stăpânul vie cel bun, care a fost foarte corect, așa cum ați auzit, cum s-a citit în această pildă, îl reprezintă pe Dumnezeu. El cheamă oamenii în lucrarea lui. Așa a spus Iisus: rugați pe Dumnezeu secerișului să scoată oameni pentru lucrarea lui. Mulți oameni pierd esența pildelor pentru că vor ca toate elementele, toate detaliile din pildă să le explice profetic. Nu trebuie neapărat toate detaliile dintr-o pildă explicate profetic. În urmă cu mai mulți ani am discutat cu un frate și a luat pilda din Matei 13, una din pildele împărăției, pilda năvodului, și a spus: frate Daniel, acum să-mi spui tu mie ce înseamnă malul, ce înseamnă năvodul, ce înseamnă vasele în care s-au pus peștii, ce înseamnă peștii, ce înseamnă marea. Și a spus: frate, n-am să spun nimic. Iisus Hristos a dat tălcuirea pildei. Citește un verset mai jos și Iisus Hristos a dat tălcuirea pildei. Nu toate detaliile și toate elementele dintr-o pildă trebuie neapărat explicate profetic. Și sunt oameni care încearcă să explice cele 5 perioade de chemare în lucru. Perioada bisericii sau perioada lui Israel și perioada bisericii. Frați și surori, nu are importanță și nu vreau în această dimineață să intru în aceste detalii. Aș vrea în această dimineață să pun accentul pe ceea ce a vrut să pună și Domnul Iisus Hristos. Este important să fim atenți cum slujim și să dăruim ceea ce trebuie dăruit în slujirea noastră. Și Dumnezeu își va face partea Lui. Biblia ne spune că prima categorie de oameni pe care i-a chemat dis de dimineață, la evrei, orele încep diferit de la noi. Nu începe la ora 12 noaptea, începe la 6 dimineața, când se face ziua. La ei este ora 1. La ora 6 dimineața a noastră, la ei este ora 1. Și spune că i-a chemat dis de dimineață pe oameni. S-a dus în piață, acolo unde era mână de lucru, oameni care voiau să lucreze cu ziua, oameni săraci, erau de fapt cei mai săraci din Israel, zilierii, doar sclavi erau mai jos ca ei pe scară socială, și i-a angajat, i-a chemat în via lui. Spune Biblia că la ceasul al treilea, deci la 9 dimineața, la ceasul al 6-lea, la ora 12 ziua, la ceasul al 9-lea, ora 3 după masă, a mers din nou în piață și a găsit oameni și a trimis la lucru în via lui. Și ceea ce am observat din textul care l-am citit, aceste 3 categorii de oameni și cei care au fost apoi în ceasul al 11-lea, n-au mai negociat cu Dumnezeu, cu stăpânul viei. N-au mai negociat, n-au spus: bine, ne trimis la ceasul al 9-lea, la ceasul al 3-lea, la lucru, dar cât ne dai pentru asta? Cât ne tai din salar?
ni tai o coră, ni tai mai mult, ni tai mai puțin, nici cei care au mers la jumătatea zilei n-au negociat. Și primul gând în această dimineață este să slujim cu responsabilitate și devotament, încrezându-ne în caracterul lui Dumnezeu. Oamenii aceștia s-au încredut în caracterul acelui gospodar. Gospodarul acela avea o reputație bună, avea un nume bun. Primul gând în această dimineață, din pilda aceasta care vreau să-l am pentru dumneavoastră și pentru mine, este că să slujim cu dăruire și devotament, având încredere în caracterul lui Dumnezeu, având încredere în numele lui Dumnezeu, în promisiunile lui. În Exod capitolul 3 găsim scris că atunci când Moise a fost trimis de Dumnezeu să meargă la evrei în Egipt, care erau robi, și să le spună: Domnul m-a trimis să vă spun că se termină robia voastră. Dumnezeu m-a trimis să vă spun lucrul acesta. Și Moise a spus: Doamne, există o problemă, în Egipt sunt atât de mulți Dumnezei. Care este numele Tău? Ce să le spun? Cine m-a trimis? Care Dumnezeu m-a trimis? Și știți ce a spus Dumnezeu? Du-te și spune-le bătrânilor lui Israel: Eu sunt cel ce sunt. Și este suficient. Bătrânii lui Israel știau, s-a transmis din gură în gură, că Dumnezeu care s-a descoperit lui Avram, Dumnezeu care a purtat de grijă lui Avram, lui Isaac și lui Iacob, lui Iosif și la toată generația până la ei, este Dumnezeu care se numește Eu sunt cel ce sunt. Și a avut încredere în autoritatea lui Dumnezeu, în caracterul lui Dumnezeu. Prima categorie de oameni n-au negociat. Frați și surori, suntem chemați să slujim cu devotament, să punem toată inima atunci când suntem în lucrarea lui Dumnezeu și Domnul să ne binecuvinteze. Atunci când cântăm, atunci când predicăm, atunci când ne rugăm, atunci când postim, atunci când facem dărnicie, atunci când facem muncă voluntară, să slujim cu devotament și Domnul să ne binecuvinteze. Un alt lucru pe care l-am observat în această dimineață este în versetul 6 și 7. Spune așa: când a ieșit pe la ceasul al 11-lea, a găsit pe alții sunt în piață și le-a zis: de ce stați aici toată ziua fără lucru? Ei au răspuns: pentru că nu ne-a tomit nimeni. Duceți-vă și voi în via mea, le-a zis Iisus, le-a zis vierul. Oamenii aceștia n-au inventat scuze. Au fost sinceri. Au spus, puteau să spună: măi, au fost prea mulți în piață, au fost puțini oameni care au căutat de lucru, n-am alergat așa de repede la omul când a venit să-și caute lucrători și am rămas pe din afară. Au spus, pentru că nimeni n-a văzut în noi o valoare. Nimeni nu ne-a considerat capabil că noi putem să facem lucrul de care ei aveau nevoie să fie făcut. Mai pe înțelesul nostru române, nimeni n-a dat doi bani pe noi. De ce nu v-ați dus la lucru? Pentru că nimeni nu ne-a tomit, nimeni nu ne-a chemat, nimeni nu ne-a vrut. Și spune Biblia că vierul le-a spus: merge și voi în via mea. Era ceasul al 11-lea, ora 5 după masă. Ziua de lucru se termina la ora 6, când asfințea soarele. Mergeți și voi în via mea, așa am să vă dau ce vi se cuvine. Și au plecat. Frați și surori, trăim într-o lume în care se practică foarte mult falsul. Oamenii au păreri foarte înalte despre ei și foarte limitate despre cei din jurul lor. Al doilea gând în această dimineață este că să avem păreri echilibrate și să ne evaluăm posibilitățile noastre și morale și spirituale și fizice, corect. Și în bază de aceasta să venim înaintea Domnului și să cerem îndurarea Lui. A venit în Evanghelia după Matei un sutaș roman la Iisus și a spus: învățătorule, am un rob care este bolnav rău, țin mult la el. Și Iisus a spus: am să vin să-l vindec. Dar omul acesta și-a cunoscut valoarea lui, a știut că el este un păgân, cum să intre un învățător în casa lui, și a spus: Doamne, eu nu sunt vrenic
Să intru sub acoperișul casei mele. Nu sunt vrednic să vii tu la mine în casă. Nu sunt vrednic să te primesc în casa mea. Credeți că omul ăla avea haos în casa lui? Era ordine, era rânduială, avea slujitor care să-i facă curat. Dar omul ăsta și-a văzut valoarea lui. Și a spus: Doamne, eu nu merit lucrul acesta, dar spune doar un cuvânt și va fi suficient. Și s-a făcut după credința lui. Al doilea gând în această dimineață: evaluează-ți corect posibilitățile tale și valorile tale. Nu avea pretenții mai mari decât ți se cuvine. Pentru că Dumnezeu întotdeauna ne dă mai mult decât merităm. Slăvit să fie numele Lui. Apoi, al treilea gând în această dimineață îl găsim în versetul 11 și 12. După ce au primit banii, cârteau împotriva gospodarului și ziceau: aceștia de pe urmă n-au lucrat decât un ceas și la plată i-ai făcut deopotrivă cu noi. Întotdeauna, prin natura noastră, ne comparăm. Și competiția, când ne comparăm cu unul care este mai bun decât noi, nu-i rea, pentru că ne motivează să devenim mai buni. Problema că întotdeauna ne comparăm cu unul mai slab decât noi. Cu unul mai puțin pregătit decât noi. Nu? Vi s-a întâmplat și nouă și la copiii noștri. Vine copilul acasă și spune: băi, de ce ai făcut aia? Păi, eu am făcut aia, dar să vezi ce a făcut celălalt. A făcut-o de două ori mai rea și mai lată. Sau noi, când facem o greșeală: eu am pierdut pentru că am investit. Dar să vezi celălalt cât a pierdut. Frați și surori, nu intrați în competiția promovării de sine. Nu intrați în aceasta, renunțați la ea. Nu face parte din standardul împărăției lui Dumnezeu. Despre Moise în Cartea Numelor spune că Moise era cel mai blând om de pe fața pământului. În ultima carte, Deuteronom, care n-a scris el ultimele versete, se scrie că pe fața pământului în Israel n-a mai fost un proroc ca și Moise, cu care Dumnezeu să fi vorbit gură către gură. Acum, Moise n-a fost cel mai blând om, s-a supărat foarte repede. Când un egiptean l-a lovit pe un evreu, Moise l-a lovit așa de tare că a căzut la jos și a murit. Dar el a ieșit din competiția afirmării de sine, afirmării eului personal. A învățat lecția aceasta acolo în pustie. Și ne dovedește Biblia cuvântul acesta în Cartea Numerilor. El a convocat 70 de oameni la sfat, peste care să se roage, și Dumnezeu a spus: voi lua din Duhul tău, voi pune peste aceștia 70 de oameni și ei vor judeca pe națiunea lui Israel. Pentru că e prea greu pentru tine să stai toată ziua și să ții oamenii în fața soarelui, să le vână rândul să-și pună plângerile în fața ta. Dar spune Biblia că doi n-au venit. Nu știm motivul pentru care n-au venit. Dar nu s-au prezentat. Probabil că au avut motive întemeiate, pentru că Duhul lui Dumnezeu s-a coborât peste cei 68 care au venit la cortul întâlnirii și au început să prorocească, dar s-a coborât Duhul lui Dumnezeu și peste cei doi care erau în tabără. Și a venit Iosua și a spus: Moise, cei doi care n-au venit aici, care, cu alte cuvinte, au sfidat porunca ta, n-au ascultat de porunca ta, proces și ei acolo în tabără. Și ascultați cât de eliberat a fost omul acesta de Duhul acesta de competiție. A spus: tu ești gelos pentru mine? Să dea Dumnezeu ca toată tabăra lui Israel să prorocească. Numai, în el nu mai exista spiritul acesta de competiție. Eu singur și nimeni nu-i ca mine. Apostolul Petru, care a spus în fața ucenicilor: Doamne, dacă toți ăștia, deși Iisus i-a spus: voi toți o să vă lepădați de mine, dar eu n-am să mă supăr pentru aceasta. Vreau să vă spun că vă iert și vreau să ne întâlnim din nou în Galileea. Dar apostolul Pavel a spus: Doamne, chiar dacă ăștia tot 12 se vor lepăda de 11, se vor lepăda de tine, eu n-am să mă leapăd. Dar s-a lepădat și el, a căzut la examenul acesta. Dar când citiți epistola lui, el spune: ca un prezbiter și eu, între prezbiterii care sunt în biserică, vă îndemn, aveți grijă de turmă, nu ca de ceva care v-a căzut așa la sort și cu care puteți să faceți ce vreți.
Vedeți, al treilea gând în această dimineață este că Dumnezeu ne vrea să ne liberăm de duhul acesta de competiție al personalității. Vrea ca să fim oameni care să înțelegem că depindem de harul Lui. Și al patrulea gând, din ultima parte a acestui verset, spune: care am suferit greul și zăduhul zilei. Nu lăsa ca invidia să strice caracterul și identitatea. Nu lăsa ca invidia să strice caracterul de fiul lui Dumnezeu și identitatea. Un învățat român spunea într-un proverb că și în inima celui mai bun prieten al tău există suficientă invidie să-ți poată face un lucru greu de reparat, un damage, un necaz greu de reparat, pentru că există invidie în inima celui mai bun prieten al tău. Invidia aduce ura și ura îi orbește pe oameni. Oamenii aceștia care au fost chemați primii la lucru, din cauza invidiei care a generat ura în inima lor și n-au mai văzut clar, au uitat că de fapt ei au acceptat să meargă la lucru pentru un dinar. Conelescu zice un leu, era un dinar, era plata unui soldat pentru o zi. Era plata unui soldat pentru o zi. Ei au acceptat prețul, deci nu i-a luat stăpânul cu forța și i-a zis: vă duc acum aici la lucru, stăpânul viei. Ei au fost bucuroși, pentru că așa cum am spus, zilieri erau oameni săraci. Erau cea mai de jos clasă dintre oamenii liberi din Israel. Lucrau cu ziua, trăiau de la o zi la alta. Și s-au bucurat așa cum se bucură mexicanii, cei care luau la lucru când mergeți acolo, năvălesc toți la tine la mașină și ai spui: măi, dar n-am nevoie, numai de doi sau trei. Se bucură că prind și ei acolo un geap și pot să aibă o bucată de pâine seara la familie. Sau oamenii care lucrează cu ziua. I-a uitat, invidia, ura, i-a orbit să uite. I-a făcut să uite că de fapt ei s-au bucurat. Apoi au beneficiat de alte lucruri acolo în vie, au mâncat. Era obligatoriu să dai slujitorilor mâncare. Au mâncat acolo, mesele care s-au mâncat. Au spus, s-au uitat la efortul lor și s-au uitat la efortul celor care au lucrat doar o oră și au spus: păi nu-i corect. Noi am răbdat tot zăduful zilei. Am suferit aici așa de mult, am lucrat greu. Și să ne dai doar un dinar ca și lor? Domnul Iisus Hristos a spus această pildă ca să corecteze această atitudine greșită care deja era în mintea ucenicilor. Tânărul bogat a spus: Doamne, eu am împlinit tot. Deci, cu alte cuvinte, n-am termen de comparație cu ceilalți, eu am împlinit tot. Și de fapt s-a dovedit că era falimentar. Petru a spus: Doamne, noi am lăsat tot. Și s-a dovedit că și el a falimentat mai târziu, pentru că s-a lepădat în fața unei femei. Următorul gând în această dimineață care vreau să-l scot pentru dumneavoastră este că atunci când asculți de chemarea Evangheliei, nu vei trăi eșecul dezamăgirii, respingerii. Iisus Hristos spune: veniți la mine toți cei împovărați și trudiți și eu vă voi da odihnă. Atunci când a fost la un interviu și a vorbit așa de frumos cel care va intervia și a spus: fantastic, excelent. Și apoi ți-a spus frumos, ți-a strâns mâna și a spus: ai fost deja cu inima plină de bucurie, băi, prin geabul, gata, iau poziția ta. Și când ai plecat tot zâmbind, ți-a spus: îmi pare rău. Ai un background foarte bun, dar am găsit unul un pic mai capabil decât tine și nu pot să-ți dau poziția. N-am să vă întreb cum ați plecat acasă, pentru că toți care am aplicat la un job, probabil că am trecut prin situația aceasta. În via lui Dumnezeu, în împărăția Lui, nu vom trăi niciodată eșecul respingerii. E rare lucru pentru toți. El dă o șansă nouă. El acceptă să ai un nou început. Slăvit să fie numele Lui. Al doilea lucru, care să nu-l uiți cu privire la Dumnezeu: chiar dacă nouă ni se pare, pentru că ne comparăm cu cel de lângă noi, că eu am lucrat mai mult decât celălalt, Dumnezeu
nu este nedrept în răsplătirile Lui. Dumnezeu nu este nedrept în răsplătirile Lui. Este adevărat că și tâlharul lui de pe cruce i-a dat dinarul, adică viața veșnică. Asta reprezintă leu sau dinarul. Tuturor care se întorc la Dumnezeu, indiferent că te întorci în ultimul an de viață, în ultima săptămână din viața ta, indiferent că te-ai întors la Dumnezeu de copil, ca și Samuel sau ca alți copii, Dumnezeu garantează viața veșnică dacă rămâi credincios până la moarte, așa spune. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Dar Dumnezeu promite totuși că El are răsplătiri speciale. El are cununi de slavă și El binecuvintează și pe pământul acesta. Așa i-a spus lui Petru: Petre, în primul rând vreau să spun că voi, cei 12, a fost o promisiune specială pentru ei. O să stați pe 12 scaune împărătești și o să judecați pe seminții lui Israel. Dar nu numai atât. Veți primi și viața veșnică, dar nu numai atât, spune. Și pe pământul acesta veți primi însutit. Veți primi însutit, veți fi binecuvântați însutit. Frați și surori, știți de ce bombănim câteodată și nu ne convine când facem o lucrare pentru Domnul? Pentru că nu avem ochii deschiși să vedem binecuvântările Domnului. Că considerăm un lucru normal să ai vederea, dar nu e normal. Poți să te naști orb sau poți să o pierzi. Este o binecuvântare de la Domnul. Considerăm un lucru normal să poți folosi mâini și picioarele. Dar nu e normal, e binecuvântarea Domnului. Poți să te naști bolnav, handicapat sau să ai un accident. V-am mai spus și altă dată. 3 luni de zile n-am avut voie, am avut ambele picioare rupte. Și n-am avut voie să pun nimic greutate pe picioare. M-am folosit doar de mâini. Abia atunci am înțeles ce binecuvântare ar fi fost pentru mine să pot folosi doar un picior. Dar nu puteam folosi niciunul. Trebuia să folosesc doar mâinile. Să-mi fac toate activitățile. E o binecuvântare, dar noi nu avem ochii să le vedem. De ce nu ne bucurăm de binecuvântările Lui? Iisus a spus lui Petru: vei primi însutit. Am să vă spun o întâmplare și apoi am să mă apropii de încheiere. Când am fost în România, am cunoscut un om, un electrician foarte bun, un meseriaș foarte bun, dar avea patima beției. În România, dumneavoastră știți, când se dădeau salariile, nu se dădeau cecuri. Primeai bani cash, bani lichizi, în plic, și cu aia mergeai acasă. Ei, omul ăsta călătorea din Arad într-o localitate undeva lângă Arad. N-am să dau numele localității pentru ca să-i păstrez anonimatul. Și când mergea spre stația de autobuz, pentru că mergea cu autobuz o casă, trecea pe lângă un restaurant, un bufet, da? Bufeturile n-au noțiunea de aici, nu e mâncare fără băutură. Acolo era numai băutură sau poate foarte puțină mâncare. Și omul ăsta era așa de tentat să intre în bufet și de fiecare dată când lua salarul intra la, și s-a apucat de băut. De fiecare dată mergea acasă fără bani. Nu pentru că bea el tot salarul, îl furau alții. Să îmbăta și îl furau alții. L-a acceptat soția lui câțiva ani de zile și într-un final i-a spus: măi, nu mai pot să mai suport situația asta. Nu mai pot, vii acasă fără bani. Muncești degeaba, plătim abonamentul la autobuz, te duci, îți trebuie mâncare cu tine și haine și toate și vii acasă fără bani. Și spunea ea: îți mai dau o șansă. Uite, am auzit că dacă mergi pe jos, din localitatea noastră până în Lipova, până la Radna, există acolo o mănăstire a bisericii catolice, Sfânta Maria este numită, sau a bisericii ortodoxe, nu mai știu cui sunt, și la 15 august, oamenii care consideră ei că au probleme de care nu se pot scăpa, merg în pelerinaj pe jos. Și spune ei că scapă, dar nu scapă. Du-te pe jos din localitatea asta până acolo. Și vină pe jos înapoi și poate că se va întâmpla ceva cu tine. Am mers omul ăsta și n-a scăpat de patima vieții. Și acum tare de căci și m-am întâlnit cu el, îl cunoșteam bine și mi-a spus situația și a spus: băi, tatăl meu, la 60 de ani, Dumnezeu l-a eliberat de patima fumatului și a bieției. Și el a spus: măi, vreau să stau de vorbă cu tatăl tău. Și a spus: nu poți, a murit, a plecat la Domnul. Dar te duc la păstorul meu din Araș și stai de vorbă cu el. Dumnezeu s-a îndurat de omul acela. Dumnezeu l-a eliberat. Nu și-a pierdut familia. Și m-am întâlnit cu el cu câteva săptămâni înainte de a zbura în America. Aveam deja biletul primit în viza
Și m-am întâlnit cu el în piață, în Arad, și am spus, băi, plec în America, mă bucur că vă văd pe amândoi împreună, mă bucur că sunteți bucuroși, sunteți fericit, mă bucur că Dumnezeu te-a iertat. Și spunea, nu numai pe mine, Dumnezeu a iertat-o și pe soția mea. Și i-a încheiat legământ cu Domnul apa botezului și spunea el, am o singură rugăciune înaintea lui Dumnezeu, spunea el. Când voi ajunge în fața lui Dumnezeu, am să-i spun, Doamne, nu sunt vrednic să moștenez raiul cu ceilalți, am fost așa de rău, dar îți mulțumesc că mi-ai dat șansa să vin până în fața ta și să-ți mulțumesc pentru că mi-ai schimbat viața aceasta pe pământ. Și eu am o altă viață și am mai multe binecuvântări decât am putut să mă gândesc eu. Și nu mi-am pierdut familia, și nu mi-am pierdut copiii, și nu mi-am distrus sănătatea. Doamne, chiar dacă spunea el, am să-i spun Domnului, chiar dacă nu mă primești în raiul tău, dar vreau să-ți mulțumesc pentru ce ai făcut pentru mine în viața aceasta. Petre, i-a spus Domnul Iisus Hristos, pe pământul acesta vei primi însutit pentru tot ceea ce faci pentru mine, dar nu numai atât, vei primi viața veșnică, vei vedea slava Domnului. Și alături de Petru, frați și surori, sunt atâția și atâția milioane de eroi care au crezut în jertfa lui Iisus Hristos, pentru că prin ea este posibilă. Așa spune ultimile versete din această dimineață, nu care le-am citit, care nu le-am citit, și am să le citesc și cu aceasta voi încheia. Versetul 18 și 19. Iată că resuim la Ierusalim și Fiul omului va fi dat în mâinile preoților, celor mai de seamă și cărturarilor. Ei îl vor osândi la moarte și îl vor da în mâinile neamurilor ca să-l bajocorească, să-l bată și să-l răsinească. Dar a treia zi va învia. Toate acestea sunt posibile, frați și surori, datorită morții și învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele Lui. Vrei să faci parte din acei care vor binecuvânta numele Domnului o veșnicie? Domnul să te ajute la aceasta. Amin.